A început campania pentru depunerea declarațiilor privind cota de lapte la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură. Până la 14 mai, producătorii deținători de cote de lapte trebuie să meargă la APIA pentru depunerea documentelor aferente anului 2013-2014. Începând cu data de 1 aprilie 2014, trebuie să depună declarațiile anuale privind livrările, respectiv vânzările directe efectuate pentru anul de cotă 2013-2014. La nivelul centrului județean Mehedinți, la compartimentul cotă de lapte, sunt așteptați să-și depună declarația anuală în jur de 10.000 de fermieri. Declarațiile anuale trebuie completate și depuse la centrele APIA până la data de 14 mai 2014, inclusiv fără penalizări. Producătorii trebuie să completeze declarația anuală pe baza datelor din caietul fermierului. În funcție de cantitatea de cote de vânzări directe deținută, caietul fermierului este de două tipuri, pentru producătorii care dețin cote mai mare de 5.000 de kilograme și pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme. Este important de menționat că producătorul trebuie să depună declarația anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate. Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen, declarația anuală privind cantitățile achiziționate sunt calculate penalități pentru fiecare zi calendaristică de întârziere după 14 mai.